Cântul al doilea Argument Țiganii trimit la Vlad Solie să le scurteze calea îndelungată. Între timp, cum cu măiestrie trebuie să se înarmeze și să se bată, se sfătuiesc. Peromica o răpește cel rău, iar Parpanghel pribegește. Grija țiganilor cea mai mare sta acum toată în bucate să rămână în urmă fiecare încerca lângă carele încărcate care cu mâncări, iar la împărțeală era multă sfadă și cârteală. Dar și altă nevoie le sta în cale, căci pe nemâncate nu puteau merge, zicând că le e greață cu rânze goale să galopeze atâta și să alerge. Când erau sătui, puneau pricină că le-ar fi rău și făceau hodină, Așa stând lucrurile, abia câte o milă călătoreau pe zi, până ciodată bunul drăghici chemă pe ciurilă. Era într-o zi pe o așezată. Dute, grăi, strigă să se adune voievozii și fețele bătrâne, că bune lucruri eu am și multe ale zice în puține cuvinte, numai de-ar voi să mă asculte și m-ar asculta de au minte. Ciurilă îndată merse de aceea și strigă în toată țigănia tot omul -audă să audă și să știe că moșul drăghici să strig mă mână. Toată lumea la cortul lui să vie din cei ce de vârstă mai bătrână, căci multe, multe are să vă zică, dar veniți curând, fă trei puncte tică. Cum s auzi auzit această înțigănie la bătrânul drăghici, ea că vine și se adună murga boierie cu fețele cele mai bătrâne, iar după ce toți în jur stătură, în acest chip moșneagul ură. Bărbați cinstiți și oameni de omenie, de mult am vrut să vă aduc aminte de cele ce-mi umblă prin cuget mie. Deși lucrurile par să vă alinte, totuși ar fi mai cu treabă să călătorim noi mai degrabă. Dacă veți umbla dormind pe cale precum ați făcut-o până aici, nu împliniți voia măriei sale. Cauta vă teme de cerbice și vai nouă de cumva ar înțelege vodă că voi dormiți zile întrege. Atunci, ghiolban căldărar începe, neținând seama că drăghici nu terminase cu zisul. Toți cei care vor să crepe de căldură grăbească se nu-mi pasă, dar eu noi merge să nădușesc, dar fi Vlad, domn și mai domnesc. De vreți să faceți cum voi spune să știți că vom nimeri mai bine? Să-l rugăm cu multă plecăciune pe Domnul să nu ne mâne de acum așa departe și de iute sau măcar drumul să-l mai scurte, să trimită vodă pe un vechil care să poruncească să nu fie până la spăteni mai mult de o mie de metri. Apoi să ne dea slobozie să facem trei odihne odată. Aici vorba lui fucurmată căci Abel strigă din gura toată, Asta da sfat, asta da minte. Apoi toată mulțimea adunată lăudă sfatul și vorbele sfinte și cu toții împreună votară ca soli să pornească până în seară. Și pe lângă ei mai hotărâră după a lui Drăghici bună părere să înainteze câte o țâră, dar ca să poată mai cu plăcere călătoriți țiganele gloate, au pus în frunte carul cu bucate, socotind bătrânii înțelepțește cum că gloata silită de foame va căta să meargă bărbătește ca flămândul pântec să-și întrame. Ce nu faci un sfat bun câteodată? Ferește de rău țara toată! Îndată și numita solie plecă, alcătuită din două fețe, cele mai harnice din țigănie la cuvinte și la gândistețe. Gârdea, cel cu gura strâmbă, și Găvan, cântăreț la drâmbă. Iar restul din bătrânime încă mai șezu la sfat să aleagă ce-ar fi mai bun pentru țigănime și în ce chip trebile să-și dreagă. Acum își băgase în cap să facă ordine cu țigănimea săracă. Bălăban voievod acum, deodată, vrând și el sfatul bun să-și arete, așa grăi șezând pe o covată. Îmi pare că voi mult prea îndelete, și fără nicio grijă faceți drum, fără să știți nici de ce și nici cum. Dar eu așa gândi în minte. Înainte de a merge mai departe, să ne înarmăm cum se cuvine, că nu se știe din care parte vrăjmașul vine, și ea ne teme că atunci nu o să avem destulă vreme. Trebuie dar ca toți cei călare înaintea taberei să purceadă armați, pândind oare din care latură turci taie și pradă, văzându-i apoi cât pot de tare să alerge și să dea științare. Noi atunci, cu tabăra cea groasă, văzând că vin asupra ne din coace, să apucăm fuga cea sănătoasă încolo și să mergem în pace până când ne vom ține pe picioare, numai să scăpăm de la strântoare. Răzvan fierarul apoi se scoală și în acest chip gura o deschide. Bine se zice, la fală goală trai, stai ușoară. Zău că i-a râde cum bălăbana fugine învață după ce ne-narmă cu gura-ndrăzneață. Dar dacă n-avem chef de bătaie, de ce purtăm atâta pază ca turcii vezi să nu ne taie? La ce s-apucăm arma vitează când fără arme, deci fără povară, fuga este cu mult mai ușoară. Aici bălăbane altă cale nu e, decât sau vitejește a ne bate pentru țară copii și femeie ca și pentru dragele bucate, sau aruncând armele ciunte a fugi gol golișor în munte. Răzvan voia ceva să mai zică, dar vlai cu lingurarul începe să râdă și glasul ridică. <laughs> Eu nici într-un chip nu pot pricepe ce vi se învârtește vouă prin minte de parcă ați avea boala fierbinte. Nu-i nicio veste ca turcii să fie pe aproape și, iată, unii se gată de fugă, cu mare vitejie, iar alții se cocoresc îndată și vor să taie în și ca Gândești că și unii și alții visă. Așa cum am venit până acum, așa să mergem și de aceea. Iar de ne-ar ieși cineva pe drum tâmpinându-ne cu vrășmășie, totdeauna va să se păzească regula noastră țigănească, adică fruntea în fața celui tare să ne-o cu multă rugăminte de vedea că în fugă nu-i scăpare. Iar dacă în năvală fierbinte ar da peste noi o mai slabă laie, atunci să stăm și noi la bătaie. Însă doar de n-ar fi cu putință să ne împăcăm cu vorbă bună, căci după mea socotință viața noastră e numai una și de-o pierzi aiurea odată nu o mai găsești. De-ai da lumea toată. Să mă bată Dumnezeu că bine-o nimeriși, vlaice, Barba sură ștergându-și gogu zise. Dar cine e așa nebun fără măsură să se bage în foc de viu și doară minte întreagă având dar vrea să moară? De-aia nebun e cel care se scoală cu război și de război se asupra celor de peste mare pe care nici nu i-a văzut vreodată și pe aceia îi ucide și îi zdrobește care nu i-au făcut nimic, domn'e păzește. Deci nici eu nu văd vreo pricină ca să ne batem noi în adins și să ne ucidem fără vină. Dar fiindcă deja arme am prins, să le ținem numai de o întâmplare, de nu om avea altă scăpare ca vrăjmașului aflat departe să ne putem fuduli cu ele, având și noi ceva de-a noastră parte. Dar să nu intrăm la bătălii grele, căci acolo nu-i multă șagă și-ar pieri țigănimea întreagă. Încă o altă regulă bună țigănească am să vă aduc aminte. Să călătorim întotdeauna aproape de păduri, că nu minte zis acea veche. Fuga e rușinoasă, dar din toate e cea mai sănătoasă. În acest chip, văzând de departe că vrăjmașul vine cu putere, apucând tufa, scăpăm de moarte, căci pe câmp, după mea părere, e pure de ai fi și fuga de a întinde, totuși gonacii te vor prinde. Bratul aurarul și el atunci și-a dus aminte de grai și zise, Dar cum? Voi uitarăți de porunci și de cele ce Vlad vodă scrise, socotind că-ți umbla cum vă place de capul vostru încolo și încoace? Ce a fost a trecut? Acum, cioare, nu mai sunteți, ci lăudată oastea lui Vlad!" căci el de mâncare vădete și vă armă de astă dată, deci trebuie să luăm seama bine să nu pățim vreo rușine, iar eu vă zic pe șleau, cinstit, în față, ca așa, fără nicio rânduială, nu putem nici până dimineață să rămânem. Ce duh vă înșală! Cât e ziua gura nu vă tace, dar să încheiați ceva nu vă place. Deci, dacă ați luat armele odată, trebuie cu ele a vă deprinde, căci arma nu vă este dată ca mălaiul să o puteți vinde ori să tăiați numai căpățâne de curechi, ci capete păgâne. Atunci, asculându-se în picioare, tânărul Boroș mândru luă graiul și zise, Fraților, mie mi îmi pare cum că de n avea ghimpi scaiul, n-ar împunge. Ghimpul îi face firea cea dârză și pugnace. Arma la om e ca țepușa la scai. De aceea în armatul arată cu îndrăzneală oricui ușa și totdeauna de război gata. Iar acum, acela tare se ține care se simte înarmat mai bine. Așadar, întâi, de armătură bună să ne îngrijim cât mai degrabă. De mult un gând prin cap îmi sună, cum am putea, gingașă treabă, să ne înarmăm cu dibăcie. Și cred că așa ar putea să fie ca fiecare dintre noi să fie cu totul ferecat, adică îmbrăcat în fier la război, ca să nu se teamă că va fi tăiat sau împușcat, nici să aibă frică de moarte, ci vitejește să se poarte. Cu adevărat, ar fi și mai bine să ne putem face legați cu farmece, ca vitejii din zilele bătrâne care de multe ori și nenarmați aflându-se în mijloc de războaie, nicio armă nu putea să-i taie. Dar pentru că această legătură în ziua de azi nu se poate face decât prin fermecătură, care acum de multă vreme încoace nu s-a mai pomenit, dacă dorim să ne apărăm de năpastă și să viețuim, nu e alta de făcut decât a ne ascunde în fier, din cap până la picioare. Așa, cu vrăjmașul noi, oriunde vom sta fără frică la strâmtoare, căci până el taie fierul vârtos, eu tai în carnea lui și în os. Oastea noastră, pururea întreagă va rămâne și nebiruită. Facă astfel cu e viața dragă și va scăpa de moartea urâtă, numai că pe lângă straie mai trebuie și altceva în zi de bătaie. Adică să nu facem cum fac alții războiul, numai cu o mână lăsând cealaltă mână de brac, ci după o rânduială mai bună, trebuie cu amândouă deodată țigănimea noastră să se bată. Pentru asta, tot insul să aibă o sabie bună în mâna dreaptă, iar în stânga o suliță, cu trabă ca sosin vrăjmașul la faptă, cu sulița să împungă, să doboare, cu sabia să taie, să omoare apoi, să mai aibă fiecare și un laț de funie pe lângă sine, ca atunci când va osteni foarte tare să-l arunce între oștile străine și apucând pe unul să-l târască până la tabăra țigănească. Cum vă place a mea părere? Sau aveți altceva a spune? Dragomir atunci arătă vrere de a grăi numai pentru a se opune. Să grăiască gura deschise, apoi însă tăcu și râse. Dar ia că dondu, cu frunte alată, dondu lingurarul, și el zisă, netezindu-și barba afumată. Boroș mândru taie în turci ca în clisă, batârâ pe unul și acasă cu armătura sa cea frumoasă. Fraților, sfatul lui și toate câte vorbiți, voi nu fac o zală. ce de folos atâtea în armate? Eu știu o mai bună rânduială după care noi cu dibăcie putem face și bătălie, adică Roată împrejur de țigănie să ne săpăm niște gropi afunde, ca venind turcii cu repezie să cadă în ele și să se afunde unul după altul, toți grămadă ca lupii ce merg după pradă. Gropile să fie acoperite cu frunzare, paie și nu ele, numai decât să cadă înăuntru cine ar călca peste ele. Și vă încredințez de bună seamă, nu mai avea în țigănie teamă. Atunci și Tandaler se scoală grăind. Asta numești tu bătălie, dondule! Tu să șezi în poală la muiere, iar vrăjmașul să-ți vie orbiș și să cadă în gropile tale? Ce mai băi el, ce mai tândale! Dar când era sfatul mai mare, ia că zăgan ursarul aleargă într-un suflet la neagră adunare, ce era pe o câmpie largă și sosind abia putu să zică Vai leu, vai leu, că nu știți nimic! Obosit cu fața înspăimântată, abia răsuflând, gura căscase să spui întâmplarea înfricoșată, dar în gâtlej atunci îi rămase cuvântul și abia cât zise Romica! Vai leu că nu știți nimica! În timpul ăst, gloata murgie sta cu gura de o palmă căscată, neștiind despre ce grozăvia le spune ursarul segată. În sfârșit, trăgându-și răsuflarea, povestit tristă întâmplarea. El. Voi nu știți nimic, ce întâmplare voi spune dureroasă, vai leu! Au răpit-o pe romica lui Goleman, romica frumoasă! Auzind asta, muți stătură spânzurând de-a lui Zăgan gură. Cei mai mulți apoi se sculară și adunarea era gata să se spargă, când semețul tandaler în cale se puse zicând, Lăsați-i să meargă pe cei cărora de ea le pasă ce avem noi cu romica frumoasă. O fi fugit, cine știe, cu vreun flăcău pentru care dor va fi simțit și libovie, dar nouă pentru o fată fugară nu se cade a lăsa lucru în două. Așa vă grăiește, tandaler, vouă. Balatră, tandaler, ca un câine! Tânărul Parpanghel atunci a zise, un fleac, un om de nimic rămâne de nu va dovedi ce le zise. Acestea zicând, cu buzduganul amenință mânios țiganul. Iar mândrul a urar mult stete în cumpănă ce avea să facă. Ori să-i răspundă, ori să-i arate cu fapte, nu doar prin vorbă seacă zlătarului că n-are dreptate. Însă l apucă bratul de spate. Acesta și mulți alții îl opriră de n-a putut la acela pătrunde. Dar nici lui Parpanghel nu-i slăbiră coardele, văzând că nu-i răspunde vrăjmașul, ci spre dânsul aleargă, chipzuind capul să-i spargă. și îi făcea capul tot bucățele cu greul său buzdugan de aramă, de nu-l împiedicai tu, Viorele, care bine băgași de seamă că Parpanghel se pregătește să dea și-l opriști ținându-l de manta. Apoi, mai mulți de o parte și cealaltă amestecându-se, abia i-au despărțit că de nu sângele balt ar fi curs și între ei s-ar fi hăcuit. Însă chiar dacă despărțiți stătură, nu încetau a sudui din gură. Așteaptă, harule de câine! Nu o să scapi tu mai tot de una! strigă Tandaler pe care îl ține bratul Danciu și mai mulți împreună. Dar celălalt îi răspunde, Vino încoace, cioroiule, dacă moartea-ți place!" astfel dintr-o mică scânteie se stârni o mare vâlvătaie. Pentru o tânără mândră femeie doi viteji erau să se taie. Însă zlătarul și-a dus aminte de ale lui Zăgan groaznice cuvinte, adică pe draga sa o mică ar fi răpit-o cineva cu silă. Deci nezicând nimănui nimică, Gândi să meargă după copilă, apoi găsind-o să o aducă iară și să-l facă pe aurar de ocară. Dar Ganafir cu păpară, iată, se apucar acum de chică pentru a lui Goleman mândră fată. Unul zicea că buna romică este a lui, celălalt a lui. După al lor obicei, s-au luat amândoi de păr. După ce destul se scărmănare, neputând unul pe altul să răpună sau la pământ să se doboare, începura să certa din preună care întâi de voie, nu de frică, trebuie să-și ia mâna din chică. Lasă-mă de păr!" striga păpară. Lasă tu întâi!" zicea Ganafir. Acela batu, acesta batu, iar zicând tot își smulgeau câte un fir până ce, după o lungă depărată, amândoi se lăsară deodată. Era, cum s-a zis, Romica fată din toată tabăra cea mai frumoasă, cu părul neacoperit, nemăritată. Parpanghel în taină o încredințasă și foarte curând, cu unii chiar fără popă, avea să fie. Nu departe de cetatea neagră era vestit din veacuri bătrâne un codru, cum se spune prin sate, locuit numai de mândre zâne, ce să zic, măiestre și frumoase, și cele tari și cele vântoase, adică cele ce de cu seară până târziu către miez de noapte, prin văzduh cântând joacă și zboară, pricinuind ciudate fapte de puțini văzute sau de nime, precum spuneau cei din vechime. Mulți povesteau că acolo se arată năluci ce-i sperie și înfioară pe oameni, iar cine intră în el odată, ori nu mai poate ieși afară, ori, deși iese, cât mai trăiește, mintea îi se schimonosește. Aici era curtea nelucită pe care satana de curând o zidisă cu gând să-i bage în ispită pe toți vitejii creștini și să facă astfel ca în plăceri și o spețe ei petrecând de arme să-i dezvețe, iar a lui Vlad să frângă putere și să-l dea turcilor pe mână, căci după a lui netrebnică părere, turcească lege păgână trebuie tot mai mult să crească și să dispare legea creștinească. Acolo, dar, în acea curte aleasă, printr-o seamă de întâmplări ciudate, cei mai viteji voinici s-adunasă. Uitând de sine și de toate, duceau o dezmierdată viață, fără griji, supărări și greață. Cele le poftea inima, de toate aveau ei în curtea cea măiastră, tot felul de băuturi și bucate veșmânt din porfiră și lastră, casele domnește împodobite și nenumărate alte ispite, tinere și frumușele argate, după gust, oache și ademenitoare, în catifea și mătase îmbrăcate le erau voinicilor slujitoare, ibovnice și dragi soțioare, fără pismă, sfadă și mustrare. Ici vedeai o pereche voioasă dănțuind în cântec de lăută, iar colea pe divan de mătasă alta zăreai, ce nu se uită la ceilalți, ci numai pentru sine cântă ale lui Amor Patimeline. Ici râd și șuguiesc o parte, colea sărutând se strâng în brață, alții încă merg mai departe, ca și când nimeni n-ar fi de față, fără de nun mare fac nuntă și aduc lui amor jertfă necruntă. Cel rău știa că are o mică față la mulți tineri țigani plăcuse. Deci, învelind-o într-o neagră ceață, o răpi din tabără și-o duse tocmai în acea curte a lui vrăjită pe din afară cu totul aurită. Acest lucru pe gloata tuciurie o umplu de jale și de frică. Dar, o, tinere parpanghel, ție nu-ți mai tihnește în lume nimică și te mistuiești cu jale ascunsă de când romica ți-a fost răpusă. După ce prin tabără și afară, pe lungi, prin văi și prin dumbrave, bietuși căută pierduta fecioară, Obosindu-i picioarele cimpave într-un târziu de dor și jale mare, se trânti jos și vrusă să se omoare. Vai, ursită neagră și păgână, strigă cu lacrimi și întristare. Cum de răpiș, iubita zână și întunecaș al meu soare? Dacă miei a traiului dulceață Pentru ce-mi cruți Asta viață O, sufletul meu Romică, dragă Neasemuită copilă Decât mierea proaspătă Mai dulcică, decât turtureaua mai cu milă decât ca mai blândă, mai netedă ca o oglindă, mai lină decât umbra de vară, mai dragă decât vremea senină, mai strălucitoare decât steaua de seară. Hai, vină, drag suflete, vină, dulce, romică și bunișoară, nu-l lăsa pe parpanghel să moară! Chiar atunci săracuși făcea moarte de-ar fi avut un cuțit la sine. Însă tabăra era departe și în prejur nu era niciun spine să se împungă, nici apă sau groapă rece să sară în ea și să se nece. Dar ce-mi șoptești muză la ureche? Cântecul vrei să-l sfârșesc? Însă nu vezi cum Pegasul a dat în streche, cum căpăstrul și zăbala frânsă și nu vrea de popas să știe nici să se întoarcă la dalba țigănie. Când știm că Parpanghel rămasă singur singurel în cea pădure plângând o peromica frumoasă, de piatră ar fi cel ce se îndură să-l lase baltă și să nu spună dacă a ajuns într-o stare mai bună. După ce jeli el și plânse în zadar chemând moartea amară, dorul de a trăi la urmă învinse și se ridică să plece iară. Cu lăuta strânsă sub zioară, merse toată ziua până în seară. Dar în zadar merge el și cată, căci în drum pe nimeni nu întâlnește. Chiar dacă poposește câteodată și în toate părțile privește, nu vede omenească viță, ba nici vită, câine sau mâță. Iar el tot aleargă înainte pe drumul pe care întâi apucase, cât mai are clisă în traista cu ținte. Dar când merinde a sfârșit de acasă, atunci băgă el de seamă că-i greu de trăit fără zamă și că, deși era viteaz mare, cu foamea nu poate să se bată. De-aici scoase o dovadă tare că nu astea cea mai bine în armată, ci, mai vârtos, hrana cea bună bate pe dușman întotdeauna. Dar există un lucru oarecare. Latinii îi spun casus fortuitus, pe românește oarbă întâmplare, și nu se știe de jos ori de sus, ivindu-se brusc, într-o minută pe oameni la nevoie îi ajută aceasta și zlătarului nost neașteptat ajutor de, dede, căci acum i se urâse de post și iacă nimerii, cine ar crede, la o curte în mijloc de pădure, tocmai sub poalele unei măgure, adică la curtea cea frumoasă și de călătoria măgitoare. El gândea că merge drept pe aleasă cărare și pe ale lui picioare, dar ale iadului năluci îl poartă și îl pun chiar sub a curții poartă. Ștind el că un cântăreț bun pretutindeni e primit în țară, merse la poartă, precum spun, și dete portarului bună seară. Iar acela văzând că-i lăutaș grăii, bine ai venit, țigănaș, chiar ne lipsește unul ca tine, urcă doar sus la palat și să știi că vei fi primit bine iar el n-așteptă să fie înbiat, ci de grabă chiar acolo se duse unde acela i arătă și i spuse Ei, bre, bre, bine ai venit, țigane! Bine v-am găsit, coconașilor! Așa răsunară ambele strane. De mult de un lăutar avem dor, adăugară coconașii care acolo făceau chef și o spătare. Țiganul, văzând mesele pline cu mâncări, își linge buzele des și ochii înfipți doar la bucată ține. La urmă le spune pe înțeles că de ieri seară n-a mâncat și limba în gură i s-a uscat. Deci îndată au poruncit să-i deie de mâncat și de băut cât va cere. Biet parpanghel, era să pieie cu tine și sfânta putere de cântat ce aveai tu rară de n în acea seară.